Am convocat astăzi a doua ședință de guvern din această săptămână pentru a adopta proiectele pregătite deja de ministere, având în vedere că săptămâna viitoare voi conduce delegația guvernamentală într-o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii. Vrem să ne asigurăm că lucrurile se derulează normal, că proiectele guvernamentale sunt puse în aplicare fără întârziere, dar în același timp acționăm pentru stimularea și atragerea investițiilor. Veștile din economie sunt foarte bune. În primele 7 luni ale anului, investițiile străine directe au înregistrat cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani și o creștere cu 22,3% față de perioada similară a anului trecut. De asemenea, România este pe locul 3 în ierarhia țărilor cu cele mai mari 500 de companii din Europa Centrală și de Est. Aceste date ne arată că economia României este pe un trend ascendent care trebuie susținut și încurajat de guvern, iar diplomația economică are aici un rol foarte important. România este o destinație de afaceri atractivă, oferă oportunități de investiții și forță de muncă bine pregătită. Acesta a fost un punct relevant al discuțiilor purtate ieri cu omologul meu din Republica Polonă și cu membrii Guvernului Polon, țară de care ne leagă o lungă tradiție. Semnarea documentelor bilaterale în domenii precum infrastructura, transporturile, energia, comunicațiile și digitalizarea, antreprenoriatul, gestionarea fondurilor europene, reprezintă încă un fundament solid al dezvoltării relațiilor noastre economice. Vom continua reuniunile în acest format pentru a pune în practică proiecte comune cu beneficii mari pentru cetățenii țărilor noastre.